Contribuabilii care au achitat taxa auto în anul 2012 pot solicita restituirea banilor în instanță dacă depun o serie de documente care să dovedească plata efectuată la fisc. Statul nu va restitui însă în mod automat banii achitați cu titlu de taxă de poluare. În atare situație, persoanele care au achitat această taxă vor trebui să se adreseze instanțelor de judecată în speță cele de contencios administrativ cu o cerere, urmând și procedura prevăzută de lege, procedura prealabilă, cu o cerere de restituire a acestor sume achitate cu titlu de taxă de primă matriculare. Pentru a solicita recuperarea banilor din taxa auto 2012, contribuabilii vor trebui să depună în instanță cartea de identitate a mașinii în copie cu prezentarea originalului în instanță pentru conformitate, contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului, decizia de impunere a plății taxei de poluare eliberată de administrația financiară competentă și dovada plății taxei de poluare. În cazul în care cei care au achitat taxa nu mai dețin o copie de pe chitanța fiscală, ei se pot adresa organului fiscal la care au plătit taxa, care le va elibera o copie de pe documentul de plată. În pofida acestui lucru, se pare că românii vor plăti în continuare taxa de poluare, care va putea fi recuperată ulterior prin instanță. Cu siguranță, oamenii, pentru a-și realiza interesul imediat, vor trebui să plătească această taxă, pentru că altfel nu vor putea. Ne vom lovi de aceea stâncă de granit a ghișeului și a celui din spatele ghișeului, care se va prevala de dispoziția că este un simplu executant și vor trebui să achite acea taxă, urmând ca ulterior să acționeze în instanță să-și recupereze banii. Din păcate, cinismul sistemului fiscal din România aici duce contribuabilul. Deși a fost suspendată timp de un an, taxa de poluare a intrat din nou în vigoare în ianuarie 2013, fiind în final înlocuită de timbrul de mediu pe care șoferii îl plătesc începând cu 15 martie 2013.